Salutare, maripoși! În video ăsta am să vă arăt cum mi-am umplut eu peretele gol de deasupra patului. După cum știți, sunt obsedată de culorile aprinse și le vreau cam peste tot, așa că m-am gândit că e un loc perfect de a agăța un tablou care, de fapt, e format din mai multe, dar haideți să vedem de ce avem nevoie. Canvas de 20 cm pe 20 cm, vreo 16 bucăți, creion, radieră, riglă, 9 culori acrilice, pensule, bandă dublă adezivă, lac pentru culori acrilice, o pensulă timp evantai, un marker metalic, însă, dacă nu găsiți, se poate folosi și o culoare acrilică aurie sau argintie, depinde de preferințele voastre. Să începem! Cu ajutorul riglei sau creionului, trasăm puncte din 4 în 4 cm pe fiecare latură a canvasului. Apoi le unim formând astfel pătrate mai mici, un total de 25 de pătrate. Apoi cu radiera ștergem câteva laturi după cum urmează în imagine. Lăsăm să se usuce. Luăm markerul metalic și cu ajutorul riglei tasăm dungi între culori. Astfel vom acoperi imperfecțiunile și canvasul va arăta mai frumos. Cu ajutorul pensulei tip evantai vom aplica lacul protector pentru culorile acrilice. Îl vom întinde bine și nu punem în exces. Lăsăm să se usuce bine. Apoi repetăm pasul ăsta și pentru celelalte canvasul rămas. Lipim o bucată de bandă dublă adezivă pe spatele canvasului și îl vom atașa de perete. Pe restul le vom lipi la o distanță de 4 cm una de cealaltă, atât pe verticală cât și pe orizontală. Și e gata! Sper că v-a plăcut ideea asta și că o să o puneți în practică. Nu uitați că aștept în continuare pozele cu ceea ce voi creați după tutorialele mele. Vă aștept și pe noul meu blog să vedeți ultimele noutăți. Așa că vă pup și ne vedem în